Doamnelor și domnilor, acum surpriza despre care v-am vorbit. Se întâmplă ceva foarte important chiar la această oră. Este un mare eveniment, nu departe de sediul nostru. Acolo se lansează un super show de televiziune. Un show care este un format internațional fantastic, care va fi prezentat de o vedetă iubită în România, de Dani Oțil. O confruntare, un reality show cu miză foarte mare, extrem de spectaculos. Așa ceva nu a mai fost văzut în România. Colegul meu, Sergiu Cora, este acum în legătură directă cu noi. Ne vorbește despre ce se întâmplă acolo și intrăm în legătură directă cu prezentatorul acestui show, cu Dani Oțil. Bun găsit, Mihai! Venim cu o transmisiune mai inedită. Am fugit, am plecat din platoul News Hour-ului CNN pentru că n-am vrut să ratez un eveniment deosebit. N-am vrut să ratez ceva ce, cu siguranță, nici telespectatorii nu vor dori să rateze, începând de luni la Antena 1, pentru că începe o emisiune absolut spectaculoasă, fabuloasă. Power Couple se cheamă. Este ceva foarte îndrăzneț pentru România. Este, dacă vrei, un experiment social. Va testa această emisiune încrederea dintre partenerii de cuplu, ceea ce n-am văzut așa în România. Dar mai puțin cu vorba de la mine, pentru că l-am alături pe prezentatorul acestui show, Dani Oțil. Dani, tu ai văzut evenimentele pe care le vedem și noi acolo pe ecran, le-ai văzut live, le-ai trăit. Ce vor vedea telespectatorii începând de luni? Întâi de toate vreau să-l salut pe domnul Mihai, să-i spun că m-am ferit toată viața de DNA, de observator și uite, m-am ajutat Mihai Gâdea în emisiune ca și caz. Acolo, în premieră mondială, pentru că n-a văzut nimeni imaginile astea decât șefii noștri mari, câteva vedete din România, concurenții și colegi de breaslă, văd imagini din Power Couple. Un show despre cupluri, văd că ești căsătorit. Căsătorit, da. Luni, marți și miercuri, cu soția după 8:30 pe canapea, s-ar putea să vă certați, s-ar putea să vă împăcați, s-ar putea să aveți amintiri plăcute, pentru că veți încerca să participați la întrebările de pe ecran și voi cu răspunsuri. Evident, tu vei răspunde tot timpul greșit. Amintiri, ceva emoții și probe grele. Grele. Cuplurile au primit task-uri foarte complicate și au încercat să câștige bani virtuali, pentru că la final un singur cuplu să transforme banii virtuali în bani reali. Poți câștiga la Power Couple până la 50.000 de euro dacă te potrivești de adevăratelea cu soția. Bun, da, probele, vorbeai și ceva mai devreme pe scenă, unele dintre ele par banale, cel puțin la început. Tu le-ai văzut acolo, le-ai trăit. Cum s-au descurcat concurenții în sectorul ăsta? Adică, nu știu, au fost și momente în care au clacat bărbații, femeile? Dar așa, o puțin. Numai că am participat la ele, dar trebuie să le și arbitrez. Mi-a fost foarte greu. Nu pot să dau din casă, dar de mai multe ori bărbații au abandonat de tot proba, cu riscul să piardă foarte mulți bani, față de fete. Așa că, domnul Gâdea, vă anunț că dumneavoastră vorbiți des de războaie. Dacă, Doamne ferește, eu cu femeile plec la luptă. Băieții... Da, câteodată plâng băieții. Ce voiam să te întreb? M-ai văzut pe mine că sunt căsătorit și tu ești căsătorit și acum știi ce se întâmplă acolo. Tu te-ai pune în postura de concurent? Da, sigur că dacă e un proiect foarte frumos, probele sunt frumoase, aș merge la Power Couple, dar nu cu soția mea. De ce? Nu cred că am trece săptămâna 1. Avem frici, avem o competitivitate exagerată și, deși suntem motrici sportivi amândoi, cred că la unele probe la care sunt prea multe întrebări puse, de exemplu, când e născută soacra ta, știi? Stau să mă gândesc puțin. Eu mă gândesc oricât, dar la asta cred că ne-am supărat. Și au câștigat probele cuplurile care erau totuși nu numai informate, dar și răbdătoare. Adică, bun, nu știm răspunsul la asta, dar poate la următoarea știm. Și
cuplurile echilibrate au rezistat mult. Vom râde mult cu siguranță la această emisiune, totuși știu că una din probe este una pe care noi bărbații nu prea o simțim, de fapt nu o simțim niciodată, și anume acea simulare a durerilor nașterii. Și aș vrea să te întreb, au fost și lacrimi acolo? O să vezi în câteva minute, dar dacă nu crezi că doare, deși am simulat cam 60% din durerile nașterii, științific vorbind, da. Aparatul e aici. Te pot, nu m-aș încumeta. Eu zic să încerci. E o experiență unică în viață. Trebuie să rezici 2-3 minute, nu e mult. Dar cred că după episodul ăsta doamnele vor câștiga, mamele în primul rând vor câștiga respect. Absolut, ele sunt demne de tot respectul. Dani, îți mulțumesc foarte mult. Cu siguranță ne vom uita, doamnelor și domnilor. Nu ratați așadar luni seara Antena 1 Power Couple, o emisiune absolut fabuloasă. Mihai, înapoi la tine.